România are unele dintre cele mai mici salarii din Europa, și asta chiar dacă în ultimul deceniu salariul minim în România s-a dublat, conform datelor valabile la 1 ianuarie 2017, publicate de Biroul European de Statistică Eurostat. Dacă în 2008 cel mai mic salariu al unui român era de 139 de euro, în 2016 salariul minim a ajuns la 275 de euro. Această creștere plasează țara noastră pe locul al doilea în Europa în termen de modificări salariale. Totuși decalajul față de men media europeană rămâne semnificativ. România ocupă în prezent pe ultimul loc în topul salariilor minime pe economie din Uniunea Europeană, arată un studiu Eurostat. Bulgaria este singura țară care are un salariu minim mai mic decât la noi, de 235 de euro. La polul opus cu un salariu minim pe economie de 8,5 ori mai mare decât al Bulgariei se află Luxemburgul unde remunerația minimă atinge 1999 de euro. Potrivit Eurostat în 10 state europene, salariul minim este sub 500 de euro. Bulgaria, România, Letonia, Lituania, Cehia, Ungaria, Croația, Slovacia, Polonia și Estonia. Salariul minim este cuprins între 500 și 1000 de euro în Portugalia, Grecia, Malta, Slovenia și Spania. În alte 7 state europene cetățenii se bucură de cele mai mari salarii minime pe economie. Vorbim aici de Luxemburg, Irlanda, Olanda, Germania, Franța și Marea Britanie. Sunt însă și țări în care nu este prevăzut prin lege un salariu minim garantat. Austria, Cipru, Danemarca, Italia, Finlanda și Suedia.